Duminică se va da start în returul campionatului județean de fotbal Seria Nord. Vă prezentăm programul etapei de debut. Flacăra Boteni, Partizanul Vlădești, ASE Dragoslavele, ASE Lerești, Școala de fotbal Gicare Tevoescu, Rapid Davidești, Petrolul Hârtiești, ASE Godeni, Cimentul Valea Mare Pravăț, Vulturul Vulturești și Unirea Buia de Jos, ASE Schitgolești. CSM Mioveni 3, liderul seriei, și ASE Cetățeni vor sta. Toate meciurile se vor disputa duminică de la ora 11. Vizitează sportmuscel.ro, site-ul departamentului sport al postului de televiziune Muscel TV. Știri, rezultate, clasamente, fotografii și în video. sportinmuscel.ro. Sportul în Muscel, secundă cu secundă. La nivelul diviziei D, în zona Muscel, se va juca o singură partidă la Berevoiești între echipa locală Gloria și Steaua Roșie Slobozia, meci programat sâmbătă de la ora 11. A doua echipă din Muscel, CSR, care va juca în deplasare la ASE Poiana Lacului. Celelalte partide se vor juca după următorul program: CS Albăta, Basarab, Curtea de Argeș, ASE Micești, Unirea Bascov, Dele Repitești, Viitorul Ștefănești, Victoria Buzoiești, Olimpia Suseni și Vulturii Pribuieni, Sporting Pitești.